Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi, considerat un apropiat al lui Vladimir Plahotniuc, a fost reținut azi dimineață la granița cu Ucraina. El a ajuns pe mâna autorităților din Republica Moldova după ce a fost predat de către serviciile de securitate ucrainene, care l-au declarat persoană indizerabilă și l-au expulzat din țara lor. Anunțul a fost făcut de șefa Procuraturii Anticorupție într-un briefing de presă. Spre seara, Andronachi a fost adus la CNA pentru audieri și ar urma să fie pus sub învinuire și plasat în arest preventiv, dat fiind că pe numele lui a fost eliberat deja un mandat de arestare pe un termen de 30 de zile. Această imagine cu Vladimir Andronachi încătușat și escortat de poliția de frontieră a fost făcută la punctul de trecere Criva-Mămăliga. Fostul deputat democrat a fost reținut la hotarul cu Ucraina, chiar în primele ore ale dimineții. Azi dimineață, Inspectoratul General al Poliției l-a reținut pe Vladimir Andronachi la frontieră. În baza de date interne din țara noastră, a apărut mandatul de arest și dosarul de căutare al CNA. Persoana a fost transferată din custodia IGP la CNA. Acum, CNA îl transportă de la frontieră aici, la Chișinău. Veronica Drăgălin a anunțat că autoritățile din Ucraina l-au declarat pe Vladimir Andronachi persoană indezirabilă și l-au izgonit din țara lor. Șefa Procuraturii Anticorupție susține că deocamdată nu a fost înștiințată oficial despre expulzarea lui Andronachi. Încă nu avem toate detaliile oficiale, dar înțelegem că decizia de a-l expulza din țară s-a bazat pe doi factori. În primul rând, este cunoscut faptul că Vladimir Andronachi este asociat cu Vladimir Plahotniuc, care de săptămâna trecută se află pe lista sancțiunilor Statelor Unite pentru rolul său în corupția sistemică din Republica Moldova. În al doilea rând, având în vedere starea de război, Ucraina are o anumită politică față de persoanele cu cetățenie străină care intră în țara lor. Potrivit procurorilor, lui Andronachi i se incriminează un șir de infracțiuni, inclusiv participarea la furtul miliardului. Sunt de escrocherie în proporții deosebit de mari în interesul unei organizații criminale, precum și de spălare de bani în proporții deosebit de mari la fel în interesul unei organizații criminale. Ce se întâmplă acum? Dumnezeu este escortat la sediul Procuraturii Anticorupție. Aici îi vom aduce la cunoștință ordonanța de punere sub învinuire, deci va fi pus oficial sub acuzare, după care dumnealui va fi escortat la judecătorul de instrucție, care va duce la cunoștință mandatul de arestare. La câteva ore după ce a fost reținut la frontieră, Vladimir Andronachi a fost adus la Centrul Național Anticorupție, unde urmează să fie pus sub învinuire. În timp ce microbuzul în care se afla fostul deputat democrat intra în curtea instituției, la poartă două femei scandau hoții la pușcărie. Hoții la pușcărie! La Rezina, Andronache! La Rezina! Binevenit acasă! Vladimir Andronachi este bănuit de spălare de bani în dosarul Metal Feroz. În septembrie 2021, procurorii anticorupție au descins cu percheziția casa la fostul democrat. Acțiunile au avut loc în cadrul dosarului fraudei bancare, în care Andronachi este cercetat penal. Atunci, într-un mesaj expediat pe adresa redacției, fostul deputat democrat a declarat că citație de primire a ordonanței i-a fost înmânată soției sale. Andronachi a precizat pentru TV8 că ar fi fost pus sub învinuire la comandă politică.